Foarte bine, zis, trăiești degeaba dacă nu iubești. Bagă la cap. Uite, eu am băgat la cap. Păi bagă la cap. Să rămână, bine, dragii mei, la mulți ani. La mulți ani! V-ați obișnuit cu 2019 ăsta? Scrieți 2019 peste tot? Da! Da? Da! Am cu 2018 ani. Depinde cât scrii 2019, că trebuie să scrii, adică. Da, exact. Atunci te obișnuiești. Dacă scrii de mai multe ori, sigur, la un moment dat îți intră în, da, în obișnuință. Uitându-mă așa la tine, îi spun Florin, mă, parcă văd pe Nana Muscuri, așa, ai schimbat ceva, nu la... Am schimbat culoarea părului. Culoarea părului? Da, l-am închis. Ai schimbat, ai pus ochelari? Da, mă port ochelari, nu de fițe, trebuie să port. Da. Așa, și am mai slăbit. Și arăți probabil, na, da, e o schimbare. Și mai ales dacă sunt, nu sunt de costum popular, sunt în civil, atunci mai pierd câțiva anișori, așa. Da, chiar mă gândeam, da, oare pentru cei de acasă care se uită, oare cum e schimbarea asta, dar... În bine, eu zic că arăți foarte, foarte bine. Să rămână la fel. 2019 ăsta. Da, clar, și spuse pe fapte mari. Cu copilul, dacă aveți nevoie de sfaturi, sunt aici. Da, am citit că îți dorești să mai faci un bebe? Păi măcar unul. Unul? Nu, da, da, unul. Dacă vin doi, nu e nicio problemă. Păi și cum e, da. Acum, noi așteptăm și nepoței de la fica cea mare care este căsătorită deja de 2 ani, dar n-au nicio treabă. Tocmai asta spuneam, dacă facem, să facem împreună, măcar să ne înțelegem. Adică n-au nicio treabă. Adică nu au gânduri, știi cum e, da, tineretul acum, ziua de azi? Hai să facem, mai să facem și aia altă. Uite, asta îi spun și eu lui Florin, să nu pierdă vremea. Nu mai sunt nici eu la tineretul. Păi da. Florine, deci să vă spun, eu am avut-o pe Larisa, pe cea mare, la 20 de ani. Bun. De vreme. Deci 20 de ani împliniți când am avut-o și nu-mi pare rău pentru că am... crescut oarecum împreună și sunt foarte mândră. Sunt o mamă mari, tânără și dacă va fi să fiu și bunică, bunică foarte tânără. Deci, cum, da, ar fi să fie vorba ta și bunică și mămică în același timp? Ar fi un dublu eveniment în familie. Da, noi ne dorim, un copilaș, ceea ce ne lipsește de fapt din viața noastră. În rest avem tot, în primul rând sănătate și după aia restul, dar suntem foarte împliniți. Acum dacă vine și copilașul ar fi super, dacă nu... Ce vrea Dumnezeu. Așa să se, da, întâmple, da. Am citit că ai făcut nuntă la Vegas. Da. Bine. Am făcut nuntă la Vegas în 2016. Am avut anul trecut cununia religioasă în România, dar ați nu jucat am făcut... la casino? Cum? Da. Ați jucat? Da, eu bag la păcănele. Nu cred! Nu cred! Și cum îmi dă mare, o să mă bani așa cu țărăita, știi că... Ce, la serios? Serios, că îmi place, da, am eu un joc care îmi place acolo, deci nu... Și știi ce îmi place? Când câștigi, că se bucură aparatele alea, zici că ai câștigat, mamă, nu știu cât ai câștigat. Deci nu, serios, îmi place foarte mult. Cât ai câștigat cel mai mult? Că am fost în Vegas și n-am jucat la nicio păcănea. Cât? Nu mai știu... 80-100 de dolari, așa, cam așa. Deci nu, bine, deci nu să crezi că să joci sume. Bag, nu știu cât, dar... De mai multe ori, gen. Ruletă? Da, da, ruletă nu știu. Nu. Nu? Deci nu? Păcălele. Deci am fost pe un vas de croazieră anul trecut și îmi trebuia tot la casino înainte de cină, cu, mai fost cu ceva prieteni din Canada, eu cu el, adică noi doi racii. Unde mergem? La casino? Rapid. Înainte să mâncăm, Marius făceam. Bă, îți dau aici 40 de dolari, n-ai voie mai mult. Îmi plăcea mie, m-am relaxat, da. Să știi că are și un naș celebru. Ce face nașul? Nașul este săracul tot cu probleme și... Da, de bine, ce cu probleme? Păi acum, mă rog, cu scandalurile lui, cu copiii și așa, da. Sunt convinsă că le va rezolva. Da, este foarte bine de altfel. Și nașul mi-e la fel, adică da, dacă e adică, așa, ce mai, nașii asta este. Au nu totdeauna naș? Probleme. Nașii ei sau, da, nașul meu? Da, nașul, da, nașul meu e Silviu Prigoană. Am înțeles. Ah, da, am să te trece e... el și de lucrurile astea. Au tot, da, fost de-a lungul timpului. Sunt, da, sigură că o să treacă cu bine peste. Cu peste siguranță toate. Este un om foarte tare și ambițios și în primul rând își iubește foarte mult copiii. Am și o întrebare dacă, da, te văd, Angela. În Israel vreau să-mi spui și mie, cum ai cântat cu fusta în cap sau de ce ai cântat cu fusta în cap? Nu cu fusta în cap. Cât dar? Să spun, aoleo, nu. Eram în costum popular. Urma să intru și bineînțeles aveam zadi, așa se zice la noi, zonă, zadi, și trebuia să intru, erau niște scări, să urc ceva scări, 3-4, nu erau multe. Cum am făcut? Când am făcut costumul era mai un pic mai lung, am prins zadia, mi-am călcat pe ea, mi-am rupt-o din, îți dai seama că era legat în spate, dar s-a rupt.
și am intrat pe scenă. Și acum eu am intrat pe scenă și eram cu Zadia, ce fac? Mă, o țin în mână. Am de cântat, cât am de cântat? 40 minute. Așa am stat, așa foarte am stat. Bine, bine că s-a terminat, deci, cu bine. Da, am stat așa 40 de minute, mi-am tot băgat mai sub brâu, mai... Da, da, ce mai sunt și peripeții din astea. Sunt și întâmplări de genul ăsta, da, da. Să mai vii să ne mai povestești. Angela Rusu a fost astăzi la Prietenii de la 11. Trebuie să luăm și...